Salutare și bine ai venit la cel de-al nouălea episod și ultimul pe acest sezon al emisiunii noastre Podcast al Violet. Eu sunt Laici like Adrian, gazda dumneavoastră și fie că vă place sau nu, astăzi vom sta împreună câteva minute sau ore, depinde cât dorește invitatul, pardon, invitata noastră de astăzi. Astăzi este o zi specială, deci avem o invitată specială. De 8 martie, ziua femeii, avem un podcastul nostru, Capitanul echipei feminine a Politehnicii, Teodora Meluță. Una dintre cele mai puternice voci din fotbalul feminin vine astăzi la noi să ne vorbească despre cariera ei, despre dificultățile pe care le-a întâlnit în a ajunge la acest nivel și să o cunoaștem și noi mai bine. Este una dintre cele mai titrate jucătoare cu 5 titluri în momentul de față în Palmares. Podcastul de astăzi, ca și cele de până acum, sunt realizate cu ajutorul The Film Squad împreună cu Universitatea Politehnică din Timișoara, care ne oferă acest studio minunat, drucheria care ne-a ajutat cu elementele de decor, Printec care ne oferă partea logistică, Pinuri Studio care ne-a ajutat cu logo-ul și cu vizualul pentru acest podcast Apuseana care ne hidratează și ne ajută să putem să avem conversații cât mai lungi și cât mai fructuoase aici la podcast. Bineînțeles, nu în ultimul rând, Sea House Milano care ne oferă ca de fiecare dată un platou senzațional, un platou făcut de șef Andrei Klej, Sea House Milano s-a alăturat din dorința lui Remus Kosovan, fost jucător al Politehnicii Timișoara. Acestea fiind spuse, să-i dă drumul la treabă și să vedem ce are de zis Teodora. Salutare, Teo! Mulțumesc în primul rând că ai acceptat să vii la acest podcast special. La mulți ani în al doilea, în al doilea rând pentru ziua Femeii și felicitări pentru golul din weekend. Mulțumesc frumos de invitație, mulțumesc pentru felicitări și uh, la ani tuturor femeilor și fetelor. Vreau să încep simplu, să te, să te întreb... Ce faci? Ce mai faci? Cu ce se ocupă Teodora când nu joacă fotbal? Ce fac? Momentan mă... încerc să-mi revin după meciul avut în weekend. Și ce face Teodora în mare parte? Încearcă să-și revină la forma cât mai bună fizică după fiecare antrenament și după fiecare meci. Și acum depinde de cât îmi permite timpul. Ori ies în oraș, ori filme, Depinde. Eu zic că acum cumva oscilează în funcție de programul pe care îl avem cu echipa, pentru că sunt săptămâni sau zile în care sunt foarte, foarte intense și cred că singurul lucru pe care pot să-l fac este să mă relaxez pe canapea. Ești născută în București pe 3 august, ca și mine. Deci dacă mai era un dubiu că 3 august nu este o zi specială, cred că acum s-a înăbușit acest dubiu. Ai început fotbalul de mică? Ai început acolo în București? Da, l-am început uh, alături de cei doi frații mei. Uh, la început uh, a fost totul așa ca o joacă, uh, doar am vrut să fac puțin activitate fizică, uh, adică nu am luat totul ca fiind ceva serios. Uh, cu anii a început să-mi placă foarte mult și părinții mei uh, au mers către antrenorii clubului unde activa fratele cel mic, pentru că el a fost primul care a fost legitimat la o echipă de club și i-au rugat să mă primească și pe mine în cadrul echipei, fiind o echipă de băieți. Uh, clar, pentru el era ceva nou, pentru că, bine, și pentru mine era ceva nou să... să... Îmi place că eu ți-am zis la început și eu nu am ținut de cuvânt. Perfect. E ok. Uh... Era ceva nou pentru mine, pentru că nu, nu știam că mai există alte fete care joacă fotbal, da mai să pot să merg să joc în echipă cu băieții. La început au fost refuzați, dar au insistat, au insistat până când au acceptat și am devenit jucătoare a clubului și am jucat de la 8 ani până la 14 ani. Oh. Am văzut acum și la noi în academie că mai sunt grupe, mai ales la, la cei mici unde sunt îmbinați și am mai văzut fete. Da, din punctul meu de vedere, nu. Adică, chiar dacă fotbalul feminin, față de anul în care, de exemplu, am luat eu contact cu el, a crescut și s-a dezvoltat mult mai mult. Chiar dacă cumva încă au apărut echipe de, de fete mai în toate orașele, eu nu văd ca fiind ceva, nu știu, greșit ca fetele să tindă să meargă sau să aleagă să meargă să se antreneze cu băieții. Și zic lucrul ăsta pentru că eu, cum am simțit pe mine când am luat contact cu fotbalul feminin, era clar că nivelul meu, din toate punctele de vedere, era mult mai ridicat pentru că am avut un plus foarte mare datorită antrenamentelor și meciurilor jucate împreună cu băieții. Pentru că se știe că cu băieții e mult mai intens, ei sunt altfel. Creați, în comparație cu noi, fetele, femeile și clar e, e un plus pentru fetele care aleg, aleg să meargă să se antreneze cu băieții. Unde ai început în București? La ce club? Păi la început se numea Chimistul, parcă, Chimistul sau Chimistul, de azi că nu știu, sigur nu mă țin minte și apoi și a schimbat numele, a devenit Arsenal București. Și acolo am jucat până la 14 ani, chiar și de la 14 ani când nu mai ai voie, deci asta este vârsta maximă când fetele pot să joace în meciurile oficiale cu băieții. Eu am mers să joc la Târgoviște Dar am continuat antrenamentele cu băieții Deci nu mai aveam voie în meciurile oficiale Dar am continuat antrenamentele cu ei Pentru că, bine, impactul a fost puțin așa Destul de mare Cred că aș putea spune șocant Pentru că, nu știu Nu-mi venea să cred că nu o să mai fac parte Cumva din grupul acela Din echipa aceea și am zis că să o iau treptat, adică să nu tresc așa ca un șoc și dintr-o dată să rub orice legătură cu echipa și cu băieții și cu antrenorii, bineînțeles. Cât de solicitant era pentru tine sau nu se vedea... Din punct de vedere fizic sau nu se vedea diferența? Da, nu știu dacă, adică la momentul respectiv nu cred că mă gândeam că e solicitant pentru că era ceva ce îmi plăcea. Adică... Era mai mult o joacă. Da, zițem. adică mai mult o joacă. Nu cred că mă gândeam eu la lucrurile astea atâta timp cât eu eram fericită și am ales să fac lucrul ăsta pentru că până la urmă eu m-am dus și am rugat pe părinții mei, ei nu au mers părinții să mă oblige pe mine să mă duc acolo la echipa de fotbal de băieți cum probabil alți părinți fac. Uh, nu am simțit-o ca, ca, fiind ceva solicitant. Clar, era obositor pentru că erau uh, perioade când uh, eu jucam și la grupa de 2000 uh, și jucam și la grupa mai mare pentru că aveam voie. Știu că la grupa băieților mai mici aveam voie să fiu cu doi ani mai mare față de, de băieții care jucau și implicit puteam să joc și la grupa mai mare. Și era weekend într-adevăr, când era destul de obositor pentru că mergeam și și. Dar, ce am zis, nu cred că o, am simțit ca și cum ar fi fost o povară pentru mine. Și cu școala cum te împăcai? <laughs> Clar, școala era importantă, Bine, era cumva că veneam de la școală și ne aruncam uh, ghiozdanele, am zis că mai am doi frați și uh, ne formam noi echipă, nu și ne jucam până veneau părinții. Clar, când veneau părinții, școala era importantă, dar uh, asta și când am ales uh, să plec din București la Cluj, departe de ei, de când eram încă mică, la 14 ani, uh, clar am avut o discuție cu ei și am zis că, bun, plec departe de ei, pentru că cumva, fiind și mai mică și neavând cumva controlul total al părinților poți să o iei și pe căi greșite dar am conștientizat singură că e importantă, importantă școala și asta încerc să le transmit și fetelor care sunt mai mici în prezent că ai nevoie de școală pentru că nu știi ce ți se poate întâmpla pentru că cariera de sportiv poate să fie scurtă, poate să fie lungă poate să fie scurtă, n-ai de unde să știi și sunt lucruri pe care nu le poți controla iar eu am trăit, de exemplu, chestia asta pe pielea mea, pentru că, din câte am înțeles, nu știu, 8 din 10 jucători cu accidentarea pe care am avut-o eu nu mai revin. Și era, adică, clar, tu trebuie să ai un plan B, un background, adică... Pentru ce de acasă, poate nu știu ce, ce accidentare ai avut? Am avut dublă fractură, tibie peroneu. Uf! Mă doare doar când spui. <laughs> da, a fost mai dureros atunci, acum a trecut. Deja e în trecut. Ce școală ai făcut? Încă sunt studentă, termin anul acesta jurnalismul și mi-ar plăcea să merg și pe, pe nutriție, dar vedem, step by step. step by step. Ai amintit de Cluj, 112 meciuri, 16 goluri, cum ai ajuns acolo? <laughs> da, la Cluj am ajuns, bineînțeles, prin domnul Mirel Albon, care este antrenorul meu și în prezent, Dânsul mă știa pe mine de când jucam la băieți, pentru că, cum am mai spus, fotbalul feminin la vrem, în vremea aceea nu era așa de dezvoltat, fetele nu erau atât de, de multe care practicau fotbalul, și, automat, fiind și țara, nu putem să ne comparăm, nu știu, cu Germania sau niște țări mult mai, mai mari. Clar se știau toate fetele care jucau în echipele de băieți sau care, nu știu, erau pe la școli, în echipele școlilor. Și domnul Mirel mă știa pe mine. Am avut în anul 2013 un turneu amical cu Naționala. Am jucat între grupele de Naționale Under 15 cu Under 17. Și mai apoi, în octombrie, a venit și prima convocare oficială la, la Națională. Acolo am avut și primele meciuri oficiale. Iar atunci am avut discuție cu Dânsul și cu președintele, actualul președinte de la, de la Olimpia Cluj, să merg acolo la Cluj. Bine, în prima fază am zis că eu nu las Bucureștiul pentru, pentru Cluj. Uh, și după am stat așa să mă, să mă gândesc că dacă. Bine, am avut clar și o discuție cu părinții. Dacă aș vrea să fac performanță, trebuie să fac pasul ăsta. Dacă nu, o să joc doar așa de plăcere și trebuie să mă gândesc după. Adică, pentru că mi-ocupam foarte mult timp cu fotbalul și dacă ar fi fost să rămân să joc în continuare la Târgoviște, care juca în, la momentul respectiv juca în uh, liga secundă. Era clar că nivelul nu era atât de ridicat și nu aveam cum să mă dezvolt eu, și dacă voiam să fac o carieră, era clar că nu, nu aveam niciun viitor în, în acel mediu. Și am luat decizia de, de a pleca la, la Cluj. Bine, în primă fază s-a făcut transferul în perioada verii. M-au dat împrumut șase luni la Târgoviște, și după cele șase luni m-am dus definitiv la, la Cluj. Am înțeles și cum a fost toată perioada asta de Cluj cu 5 titluri, două da, două cupe. Două, uh, da, șase titluri fără cel din pandemie, că cel nu s-a pus, dar da. uh, a fost o perioadă frumoasă, adică nu regret uh, acum că sunt uh, scânteile meciurilor dintre Poli și Cluj, Până la urmă, Clujul, echipa și oamenii și jucătoarele de acolo, tot, tot ce a însemnat Clujul, m-au dezvoltat pe mine ca jucătoare, ca persoană, pentru că până la urmă eu am crescut acolo. Am plecat de la 14 ani, am fost înconjurată doar de fetele de acolo, de uh, Mirel, de toți oamenii din staff. A fost o perioadă frumoasă și clar că pentru mine a fost un plus foarte mare, pentru că eu m-am șlefuit ca jucătoare fiind acolo. Și m-am învățat foarte multe. Clar, am fost înconjurată doar de fete care aveau o calitate extraordinară, și a fost un plus uh, foarte mare pentru, pentru mine. Dacă țin eu bine minte, Cluj a câștigat toate titlurile de când. Există oficial competiția feminină de la sau mai sunt câștigătoare? Bine, Clujul este uh, are 13 titluri, dar mai sunt uh, echipe care au câștigat și înainte, dar că atunci era Clujana, deci a schimbat cumva denumirea. Uh -huh. Cred că informațiile astea poate să zile de uh -huh. domnul Mirel că. Ai idee cam de când a început așa fotbalul feminin să răsară mai mult să fie competiție oficială? Păi știu că oricum, din, deci din 2010 era nebunia cu Clujul, pentru că, bine, rivalitatea era între Cluj și ASEA la momentul respectiv, dar campionatul atunci era, nu știu, de asta zic că era cumva între Cluj și Târgu Mureș, poate mai răsărea, de asta zic că nu era ceva constant, pentru că de la campionat la campionat e, apărea sau exista o a treia echipă care cumva prindea podiumul sau era așa mai răsărită, dar în schimb nivelul lui atunci, chiar atunci când am, am mers și eu la, la Cluj, uh, nu era la un nivel atât de ridicat. Uh, fotbalul feminin în România, eu zic că cumva și calitativ a început să crească de vreo, nu știu, 5-6 ani, ceva de genul. Dar uh, clar, noi suntem mult mai în spate decât uh, sunt celelalte țări. Nu putem să vorbim da, de... Da, dar uh, se fac pași și la noi, chiar dacă se fac pași mici. Dar progresul este. Se, se văd meciuri la televizor din ce în ce mai multe, federația își dă din ce în ce mai mult interesul și vedem din ce în ce mai multe meciuri și pe FRF TV. Da. Da, asta e un plus foarte mare, uite și de exemplu și la meciurile naționale, pentru că știu că acum cumva s-a luat în pachet, adică meciurile băieților în pachet cu, și cu meciurile fetelor și lucrul ăsta este, este un, un avantaj pentru noi, pentru că nu știu dacă, dacă nu s-ar fi impus federația, dacă, nu știu, poate ar fi fost câteva televiziuni să ne fi luat, doreau ei. Dar dacă așa merge la noi, așa trebuie să acționăm. Și legat și de meciurile din, din campionat, da, e wow, pentru că a ajuns să se vadă la televizor. Adică, acum câțiva ani, doar dacă se dădea, nu știu, asta da zic, că știu că am fost eu copil de minge, când s-a jucat finala cupei Olimpia Cluj cu Asia Târgu Mureș și știu că meciul ăla s-a dat parcă la, la, TV, dar era ceva wow să vezi fotbal feminin în anul ăla la, la, la televizor. Cum s-a impus federația, aș putea să fac o paralelă cu regula de U21. Da, clar, bine, aici știi cum sunt, sunt părerile împărțite, pentru că... Nu poți altfel să dezvolți. Așa a fost și cu U21. Toată lumea a comentat că de ce să-mi bag jucători, de ce să-mi bag jucători, dar, uite, că acum sunt niște nume care, da, joacă constant, sunt jucători buni care așa au fost promovați, din da. cauza regulii de U21. Da, 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 clar, dar toate lucrurile astea, uite, că au dus un, un beneficiu naționalei. Chiar dacă mulți jucători au venit din străia, erau stranieri. Eu cred că lucrul ăsta se poate vedea când a fost, sau s-a putut vedea când a fost național under 21 la euro. Da. Eu zic că el a fost plusul adus. Oricum, pentru generația aia a fost o rampă de lansare acele euro. Clar, dar acum să vedem, că știi cum e, nu trebuie să... Acum să ne rezumăm doar la ce s-a întâmplat atunci, cumva noi ar trebui să luăm ce s-a întâmplat atunci și cumva să ridicăm ștacheta. Adică să vedem ce vine din spate. Dar, clar, aici sunt mult mai multe lucruri de, de îmbunătățit. Dar vedem ce se întâmple. Perioada Lugano. Am văzut că ai, ai, fost, ai avut o experiență și pe acolo. De ce așa scurtă, de ce așa puține meciuri? Păi așa puține meciuri pentru că a apărut accidentarea da. și oricum eu luasem decizia cumva până să mă accidentez că nu o să vreau să mai uh, uh, continui în campionatul Elveției. Am văzut cum e, clar, era mult mai puternic decât uh, e campionatul României, dar nu am considerat că este stilul meu. Uh, am fost în discuții cu un club din Italia, dar uh, am ales să vin aici pentru că nu am vrut să grăbesc procesul recuperării. Ți-am zis că kinetoterapeutul și oamenii care au avut grijă de recuperarea mea de acolo în Elveția mi-au spus că 8 jucători din 10 nu mai revin după accidentarea asta și până la urmă am, am vrut să pun sănătatea pe primul loc pentru că nu, eu nu cred că ei de joacă cu, cu lucrul ăsta. În ideea în care eu am vrut să continui cu fotbalul și, dacă vreau să continui, vreau să fac să fiu 100% sănătoasă. Cumva s-a pupat chestia că Mirela a luat decizia să vin aici, la, la Timișoara. În prima fază, eu nu am vrut, adică nu asta a fost discuția cu dânsul să vin să să joc pentru Timișoara, doar trebuia să vin să mă antrenez pentru că aveam nevoie de o bază unde să mă antrenez pe, pe teren și, și de cineva care se ocupe de revenirea mea pe, pe teren și Dânsul bineînțeles că a fost de acord, doar el pentru mine este un al doilea tată, doar foarte mult timp cu, cu Dânsul l-am petrecut și a mai fost un avantaj că Vlad Nicoară, el era, adică și el era în cadrul clubului, preparator fizic, se cunoștea cu uh, kinetoterapeutul cu care am uh, continuat eu recuperarea când m-am întors în București și știa foarte bine ce am de făcut. Și cum eu atunci încă eram în discuții cu clubul din Italia, am luat decizia să rămân aici pentru că ți-am zis că am ales să, să mă refac 100% și să, să mă pun pe picioare. Nu aș vrut să grăbesc procesul. Și uite că până în prezent <laughs> sunt încă la Timișoara. Cum, cum a fost vibe-ul de acolo din Elveția? Diferență mare de condiții, de joc, uh, nu știu, poate de expunere? Uh, clar, condițiile <laughs> sunt imense. Doar noi aveam undeva la șapte terenuri de antrenament, plus că fiecare meci jucat acasă îl jucam pe stadionul mare. Nu conta că jucau băieții sau așa. Singurul impediment cred că a fost așa când jucau ei și nu puteam, adică chiar cu două ore înainte sau trei ore înainte să jucăm ca să nu se strice sau... Chestii de genul, dar dacă erau distanțe de, de timp mai mari între meciurile noastre, puteam să jucăm. Adică, nu cred că se punea problema să nu jucăm cum poate în România s-ar pune problema. Dar, clar, și toate, toate terenurile pe care am jucat în Elveția, cât am apucat să joc, o calitate foarte bună, adică, clar, la un nivel mult mai ridicat, și nivelul campionatului, da mult mai ridicat decât în România Nu com, ai, în comparație cu campionatele, nu știu, Italia, Spania Germania, da, clar și Elveția le este inferioară, dar e, le, Nouă ne este superioară Cred da. că foarte multe campionate și la fotbal masculin și la fotbal feminin, în momentul de față ne sunt superioare da, clar, ne sunt superioare, dar sunt mulți factori care influențează chestia asta. În primul rând și de mentalitatea oamenilor care fac parte din acest fenomen. Pentru că eu zic că totodată și, și ei aduc un plus, dar și jucătorii și sunt multe condiții. Uite, de exemplu, la noi în țară și stadioanele, până să fie campionatul european, nu știu câte stadioane aveam pe care puteam să jucăm și noroc cu acest campionat european, că s-au creat stadioane. Dar, uite, la fete, la fel. La noi nu sunt așa bune condiții legate de stadioane. Cred că cel mai bun stadion din țară în momentul actual pe care jucăm, cred că este Miercurea Ciuc și Faru, care Faru joacă pe stadionul băieților. În rest, na, nu... Da, Aici nu, nici nu cred că sunt, adică cu siguranță nu sunt baze dedicate fotbalului feminin. Dar bine, nu, aici nu vorbim de, strict de fotbal feminin, noi aici vorbim strict de fotbal în general. Păi da, dar să fie cumva, na, Băieții au terenurile astea, copiii au terenurile astea, fetele au, nu să ne de încurcăm așa, eu între terenuri. Eu zic că deja asta e alt nivel, adică chiar văzusem uh, un articol că în. Uh, în Anglia, majoritatea fetelor au bazele lor. Clar, vorbim despre altceva. Da. De asta zic că la noi abia dacă au echipele de băieți bazele lor proprii. Păi, văzusem o, o postare la un moment dat cu un câmp imens de terenuri pentru Sunday League. Vorbim de Sunday League. Și erau, nu știu, 56 de terenuri una lângă alta una lângă alta, așa la marginea, cred că la marginea Londrei, nu vreau să mint sau dar era în Anglia, mi s-a părut senzațional, e vorba de Sunday League, e vorba de niște oameni care la pauză sau dacă ei se mingea în tușă, bea un pic de bere. Mm -hmm. deci... Da, ăsta e, ăsta e nivelul, uite când am fost noi acum 2 ani în cantonament în Austria, eram într-un într sat, adică nici nu știu dacă era oraș măcar, și terenul pe care erau două terenuri unul în altul, dar am două excepționale și să aflu că terenul principal, care era impecabil, era unei echipe care juca în Liga 5, la 5-a. Adică despre ce vorbim? E că suntem la niște ani lumină, dar îmi pare bine că ușor, ușor se fac niște pași. Fie ei mai forțați, fie ei mai politici, dar se fac niște pași. Poate la un moment dat o să ajungem la un moment în care o să fim sustenabili. Ca cel puțin în domeniul meu de activitate, cuvântul ăsta este un cuvânt preferat, sustenabilitate. Să ajungem să avem să avem acolo, pentru că, uite, sunt sportivi care ar vrea să facă mai mult și poate nu pot. Da, clar. Acum vedem, pentru că știi cum e chestia. Uh și lumea evoluează, doar că lumea evoluează cu pași mai repezi, noi cu pași mai înceți, dar poate și ei, când noi o să ajungem la nivelul lor, eu o să fie mult mai departe, pentru că noi e ca și cum lumea din jurul nostru stagnează. Da. Și eu zic că tot timpul o să fie o mică mare diferență între noi și alții. Din păcate. Care sunt provocările și satisfacțiile de a fi o femeie într-o industria fotbalului, care foarte mult timp, cel puțin în România, a fost dominată de bărbați? Oh, păi, cred că treaba asta să poți să dovedești și să le arăți oamenilor că și tu poți. Adică, chiar consider că noi, fetele, aici vorbim și de echipa națională, pentru că au fost stadioane pe care mergeam și jucam și Veneau oamenii, uh, și strigau că ce căutăm acolo, să ne ducem acasă sau ceva de gen, un ideea în care nu te obliga nimeni să vii să te uiți la noi. Adică, atâta știu că a fost intrarea liberă, măcar nu au dat bani să vină să uh, au mai și înjurat așa. Cred că chestia asta, să, să poți să, să le dovedești oamenilor că și tu poți, într-un sport în care, da, clar, e al bărbaților sau a fost al bărbaților. Că acum, deja fotbalul feminin vine din urmă și exact ce vorbeam mai devreme. Uite-te ce mult s-au dezvoltat alte țări, că în, în multe țări sunt la egalitate. Mă refer aici din punct de vedere financiar, pentru că sunt naționale care au drepturi la fel ca, ca bărbații. Foarte frumos. Din punct de vedere financiar, adică clar vorbim despre altceva. Și cred că asta e cea mai mare satisfacție, cumva să... Dar cred că în primul rând să-ți dovedești ție. Dacă stai să, să, te lupți și să faci ceva doar ca să dovedești a unei alte persoane, atunci ce satisfac satisfacția satisfacție mai avea tu? Că până la urmă trebuie să te mulțumești pe tine însuși. și. Și nu știu. Eu zic că chestia asta e singura satisfacție să poți să, să te simți tu mândră că ai, ai reușit. Și după aia să i vezi și pe ceilalți cum rămân cu gura căscatoră. Eu <laughs> văzusem cred că acum vreo 2 ani de zile cam acolo. Stau prost cu percepția distanță timp. Un meci Arsenal Chelsea, ceva 46.000 de spectatori sau la fotbal feminin. Mi s-a părut wow. Da, clar, bine, deja înțeleg, vorbim despre alte, dar au fost meciuri în care, uite, de exemplu, Barcelona fotbal feminin, adică o echipă de, de, fete, anul trecut ele au fost primele care au umplut cam nou. Ele au jucat cu casa închisă. Adică, clar, e altceva, dar a devenit deja un fenomen în țările respective. Acum, Uh, uite și la noi. Cred că cel mai mare număr înregistrat de spectatori a fost când am ajuns noi cu Naționala la Baraj în 2016, și au fost undeva la 7.000 și nu știu câte persoane. Asta a fost cea mai, cel mai mare număr de spectatori prezenți la un, la un meci. Bine, clar, a avut și miză destul de mare pentru că am fost la un pas să ne calificăm la un turneu final. Dar în același timp s-a și mediatizat foarte mult, adică s-au făcut reclame, noi am mers, am interacționat cu oamenii. În față de perioada aceea, acum e mult mai ușor pentru că eu zic că și mai, și mai mult se poate um, dezvolta în Ideea de a veni mult mai mulți oameni, tu să le arăți sau să îți pui postele respective, sponsorizări pe rețele de socializare, pentru că până la urmă acum petrecem foarte mult timp pe rețele de socializare și asta cred că e cel mai bun uh, uh, lucru prin, sau, nu știu, cel mai bun... De ce ambasador sau da Cale -am, de a Da, fi. să să, mergi să să le arăți oamenilor și să vină la meci să te cunoască. Și după aia interacția, adică sunt multe chestii pe care le poți face și să să chemi lumea la, la teren. Dar uh, uite, acum noi jucăm cu național la meciurile în București, clar e un avantaj pentru noi pentru că e chiar în centrul Bucureștiului, nu se mai joacă în Mogoșoaia, unde era mult mai greu de de ajuns, adică pe arcă mai de triumf Triunf jucat, să jai? Da, pe Arcul de triumf. Și sunt meciuri în care avem și 3.000 de spectatori. Adică, uite, cred că cei mai mulți au fost la meciul cu Elveția și au fost aproape, cred că, 4.000, 4.000 și ceva. Dar sper să nu mă așel cu, cu, numărul. Dar e un... e ceva wow. Adică cine se gândea că acum, nu știu, cine se gândea acum 10 ani, hai să zic 10 ani, că o să vină la un meci, adică asta zic că doar într, într o grupă de calificare, nu cu o miză atât de mare. sunt convinsă că dacă noi în, în viitorul apropiat o să ajungem să fim tot așa într-un meci care să aibă o miză foarte mare, poate ultimul meci cu un egal sau cu o victorie, ajungem să ne calificăm la turneu uh, final, o să vină lumea în număr mult mai mare. Dar uh, acum vedem. Eu zic că bine Într-adevăr, lucrul să ține și de noi jucătoarele, pentru că dacă oamenii văd că tu ai rezultate, automat vin să te vadă. Dacă nu ai rezultate, adică și chestia asta contează foarte mult. Din păcate, în România, da, văd acest fenomen cu rezultatele și nu cu rezultatele. Văd și dacă câștigi 4-5 meciuri, 6 și îl pierzi pe al șaptelea, toată lumea sare în cap, Cred că e nevoie de un pic de răbdare. Știu că se aude chestia asta de foarte mult timp în România, să avem răbdare, să avem răbdare și, din păcate, nu prea, nu prea mai este. Dar mă uit și mă uit în afară și susținerea necondiționată pe care anumiti suporteri le dau către un club, uite, îmi vine acum ascult în cap, AC Milan. Au avut o perioadă dezastroasă de ani de zile. Mm -hmm. Au fost mai aproape de retrogradare decât de cupele europene și, totuși, San Siro se umplea constant. Da, dar asta zic, aici, aici chiar e vorba de, de, mentalitate și de oameni, în primul rând, pentru că e greu la băieți, că sunt comentariile legate de băieți, da, băi de fete. Probabil că mulți care comentează sunt cumva noi în fenomenul ăsta cu fondul feminin. Cum În și... România, antrenorii de canapea? Sunt toți. Da, exact. Dar Până la urmă, cred că chestia asta, adică dacă noi o să stăm să ne lăsăm afectat de. acum sunt comentariile de pe de socializare, dacă tu să te lași afectat de comentariile alea, atunci înseamnă că nu ai ce să faci, adică nu ai cum să, să, să te dezvolți tu, pentru că dacă tu bagi înseamnă un comentariu unei persoane care nici măcar nu te cunoaște, nu știe ce faci tu la antrenamente, ce sacrificii faci, că până la urmă. E vorba de foarte multe sacrificii. Cine nu a practicat un sport sau cine nu e aproape de oamenii care practică un sport de performanță sau un sport în general, nu au de unde să știe ce sacrificii implică sportul în general. E clar că nu ai ce să faci dacă tu le dai importanță. Importantă. Și asta e vorba în, în orice domeniu. Da, clar. Da, social media te ajută. Te poate ridica, îți oferă expunere, dar odată cu expunerea, trebuie să-ți dai seama și trebuie să fii conștient că oricât bine face. Îmi place să zic că și divinitatea. Dacă ar avea Facebook, s-ar găsi cineva să comenteze. Deci nu, nu nu scapă nimeni. Oamenii sunt plictisiți, oamenii sunt frustrați, din păcate, și nu vorbim aici de, -al de România. Eu, vor the world, ca să zic așa. Ce vreau să mai zic la partea de uh, na, cât de mult a crescut fotbalul feminin și cât de multă expunere aveți în ultimul timp. Poate să sune pueril, dar eu mi-am dat seama că fotbalul feminin a crescut uh, la lansarea ultimului joc de fotbal de simulator de fotbal, în care în uh, toate modurile au apărut echipele de fete și la modul cel mai jucat, care se numește Ultimate Team, poți să-ți faci echipe mixte de fete cu băieți. Da, aici ai intrat într-un subiect în care nu prea că nu <laughs> sunt eu cu uh, jocurile. Eu pot să zic că, că de acolo am învățat foarte multe uh, fete care joacă fotbal la, la nivel internațional prin acele simple cartonașe care au apărut și... na. Erau într-un în, într mod al jocului în care nu aveai cum să le ratezi. Da, da, da. Și cred că pentru mine momentul ăla a fost realizarea. În care ele au, au apărut separat în joc de vreo 2-3 ani, aveau mm -hmm. cumva categoria separată, dar nu erau îmbinate. Okay. Și anul ăsta le-am binat și mi s-a părut. Da, wow. e, e foarte bine cumva că s-a implicat chestia asta, pentru că poate oameni care nu știu sau prin, sau prin chestia asta cumva că vrei, că nu vrei, afli niște că. echipe, afli de niște jucătoare, afli niște chestii și dacă vrei, joci cu ele, dacă nu vrei, joci cu ele, simplu. Dar mi se pare o idee foarte bună, pentru că nu, a, avansat fotbalul feminin. Da, clar. Cât mai are România? Deși mi-ai dat așa pe aici, pe acolo răspunsul, dar cât mai are România să ajungă la un nivel în care fotbalul feminin să fie puternic, să fie o voce, și în Europa? Asta, acum nu știu să-ți să -ți dau un, un răspuns, nu știu cât, de, cât se poate de concret. Din punctul meu de vedere, mai are ceva ceva timp, pentru că sunt foarte multe, încă sunt foarte multe lipsuri, și ți-am zis mai devreme, și legat de, de bazele de antrenament, de meciuri pentru că nu, nu dispunem de cele mai bune condiții. Și sunt foarte multe, adică, clar, bazele, nutriția pe care, îți dai seama, fiecare club ori o oferă, adică mesele pe care ți le poate oferi, ori ți oferă salarii cu care te poți descurca să poți să ai grijă de o nutriție, să, să te poată ajuta și să te influențeze pe tine pozitiv în activitatea ta sportivă pentru că trebuie să fim sinceri acum cu noi. Ca să poți să mănânci sănătos, e destul de costisitor și nu știu câte fete își permit să meargă să aibă sau meargă să-și cumpere de la magazin și să aibă un, un meniu healthy. Că da. Până la urmă acum te duci la magazin și cumperi nu trei chestii și E foarte scump. Vitaminizare, la fel. Condițiile de deplasare, pentru că, uite și chestia asta, chiar stăteam și vorbeam cu colegele, acum în play off o să avem deplasări la, la Constanța, cea mai lungă. Nu știu exact care cum sunt condițiile fiecarei echipe, dar clar ar fi un avantaj dacă ai zbura cu avionul, pentru că nu ai mai petrece atâtea ore în, în autocar. Cât faci? 10-12 ore? Mm, da. Sinceră să fiu, nu știu <laughs> și nici nu vreau să știu pentru că chiar, chiar sper să, 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 se zboare cu avionul. Uh, și de aici sunt, adică pleacă mult mai multe, adesea eu le-am zis lucrurile mari și lucrurile în general, dar dacă stăm cumva să le despicăm pe toate, eu zic că sunt foarte multe lucruri. Da, s-au schimbat față de perioada în care am luat eu contact cu, cu fotbalul feminin, dar în continuare se mai pot schimba și poate să îmbunătățească lucrurile și treburile. Dar eu zic că asta depinde și de noi de jucătoare, de cum ne implicăm, ce dăm, ce oferim până la urmă fotbalului, dar în același timp și uh, federației, că până la urmă de acolo se pleacă tot, uh, conducerii a fiecărui club și așa mai departe. Că tot ai pomenit de mâncare și de nutriție, mă gândesc că acest platou pe care îl avem de la sea House Milano nu întrunește chiar condițiile nutriției tale, ca să zic așa, dar șef Andrei Clej s-a străduit, i-am cerut așa să mai bage și câte o legumă și un fruct și o roșie să, să putem servi și să pot servi, deci te invit dacă ai pofta și dorința oricând să, să te servești. Da. Dacă nu îl rezolvăm noi la final, nu e nicio problemă. Mulțumesc, cred că o să vă las pe voi. Că eu, eu am mâncat deja. Care sunt modelele tale feminine în viață, în carieră, și cum te-au inspirat sau ajutat? Oh. Mai uite, mie îmi place foarte mult, acum de vorbind, rămânând tot pe asta de de fotbal feminin, îmi place foarte mult de la noi Florentina Olar că este capitanul naționalei. acum nu că este colegă cu mine și că mi este capitan sau așa, dar eu pe femeia o apreciez pentru că și acum la ultima acțiune am văzut-o cât de, cât de mult e implicată în ideea în care ea acum 5 luni și ceva a născut al doilea copil și ea a revenit pe teren și a jucat ca și cum nu s-a întâmplat chestia asta și cum, până la urmă, a dovedit că se poate, în ideea în care și a, a practicat și a început fotbalul în România, când nu era la un nivel nici măcar mediu și a ajuns să joace într-un campionat puternic. A ajuns să, să fie cine cine este, are atâtea convocări la echipa națională și pentru mine e un model și chiar, chiar pe mine mă inspiră și mi-aș dori ca și eu la vârsta ei să ajung să să pot să fiu așa, pentru că chiar nu e, nu e ușor și o admir o admir foarte mult. Eu acum patru luni m-am lovit la gleznă și de atunci n-am mai mers la fotbal, așa că <laughs> nu, mai are, nu mai are rost să zic nimic. Uh, cum ai reușit să dobori stereotipurile uh, sau dacă te-ai întâlnit cu stereotipuri? Uh, Le-am doborât. Uh, sau să treci peste ele sau să nu te Nu, impacteze. Cred, cred că uh, ce ar trebui să facă, ce am făcut eu și cred că așa ar trebui să facă orice fată care se lovește de aceste stereotipuri, este să nu, să nu le bage în seamă. Pentru că, automat, dacă eu le-aș fi băgat în seamă, sau dacă le-ar băga fetele în seamă, eu zic că te-ar te -ar trage în jos pentru că tu ai lăsat să te afecteze acele vorbe, acele, nu știu discuții și nu cred că sunt benefice pentru, pentru noi ca persoane și pentru cariera noastră clar, o să existe tot timpul oameni și au existat, există și o să existe tot timpul oameni care o să aibă și o să găsească ceva de comentat indiferent de cât de bine faci sau indiferent de cât de bine joci și cred că ăsta e cel mai bun mod. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci e să nu bagi în seamă, să efectiv să treci pe lângă vorbele alea sau oamenii aia să nu existe pentru tine. Cred că asta e cel mai, cel mai bun lucru. Care sunt cele mai mari calități? Care sunt cele mai mari calități a Teodorei Cred <laughs> Că eu... <laughs> stai așa, ale mele ca persoană? Ale tale ca tot. Mm. Chiar consider că sunt o persoană bună. De, de foarte multe ori, chiar dacă sunt o persoană vulcanică, de foarte multe ori cum intervine bunătatea mea și stau să mă gândesc asta nu știu dacă e ok, stau să mă gândesc dacă une persoane merită bunătatea pe care le ofer, pentru că în, în momentul actual știi cât de răi sunt oamenii și nu știu dacă se merită să să le oferi bunătatea ta pentru că acum știi cum e, când ești bun ești luat de, de prost și Cred că asta e una dintre cele mai bune calitățile mele. Restul nu. Eu știu oamenii, care sunt calitățile mele. Pot cumva să, să împărtășesc chestia asta cu tine, că na, atunci când ești bun sau prea bun, oamenii te iau de prost. Însă, cel puțin eu reușesc să îmi tai acea fire vulcanică. Am fost, am crescut cum am crescut într-un cartier în care a fost cum a fost. Nu ai nimic de câștigat dacă oferi răutate și n-ai nimic de pierdut dacă oferi bunătate. Și atunci consider că măcar așa pentru tine, pentru sufletul și liniștea ta, dacă oferi bunătate și ești împăcat păcat da, cu tine, restul ce se întâmplă în jur e așa. E o poveste sau se mai adaugă o filă? Da, clar, la trebuie să să fie exact cum ai zis tu, foarte bine, că trebuie să fii tu mulțumit cu ce ai oferit și ce ai făcut. Dar, nu, uh, vedem. Cine merită și cine nu merită. Nu, glumesc. Uh, cred că merită să fim uh, buni unii cu alții, chiar. Chiar consider că cu bunătatea rezolv foarte multe lucruri în, în viață și cu calmul. De asta zic că cu. Da. Uh, să fii persoană vulcanică și să poți să te, să te calmezi în momentele alea de, nu știu, de foc. Chiar e o calitate. Chiar vorbeam și vorbeam, da, cu psihologul de la noi de la echipă, fiind o persoană vulcanică, colerică, că ajungi să fii stăpân pe tine atunci când îți vine să reacționezi și uh, știi că nu e momentul ok, oportun, știi? Și mai bine să reacționezi la rece decât să reacționezi la cal, pentru că se pot întâmpla foarte multe lucruri rele pe care poate pe viitor să le, să le regreți. Și cred că și chestia asta e o calitate pe care, cred că fiecare persoană, că avem momentele noastre de furia, trebuie să, să o pună în aplicare. Vine cu vârsta asta, să -o, -o zic sigur. Dacă, cu vârsta și bineînțeles că nu, și cu. Experiența, experiența da. da, experiența cu oamenii cu situațiile cu care te lovești, zilnic sau poate, în viața de nu știu. De jo, de viața de viață, da, familie, exact. și mai departe. Dacă e să mă uit la mine acum șapte ani, când am intrat în câmpul muncii. Uf. Am avut, am avut, un noroc mare că încă mai sunt în activitatea asta și am, am știut să mi-o fac bine, în schimb, cum eu aveam dreptate. Eu la 22 de ani știam tot. Absolut tot. Nu aveam ce să mai învăț, ce să-mi zică mie cineva. Da, ușor, ușor se reglează și alea. Da, clar. Hai să vorbim un pic și de light motivul pe care aici, pentru care suntem aici astăzi, că e totul alt violet, vorbim un pic despre poli. Și aș vrea să încep de sezonul trecut, de când am început eu să vă descoper fiind aici din, din 3 martie 2023. Am fost la ultimele etape în care, în care ați jucat și am fost acolo cu, cu Clujul în ultima etapă, și la meci. Și după v-am văzut și înainte determinarea și concentrarea. Mi-a fost frică să vă salut și nu am mai văzut așa fete concentrate și încruntate și pe treabă niciodată și am zis nu, cred că trebuie să mă bag între ele, să le zic ceva, că nu iese bine. Dar am văzut și dezamăgirea la final. Ce s-a... Ce s-a întâmplat? Ce crezi că v-a lipsit? Și ce crezi că aveți acum în plus? Da, clar. Că a existat dezamăgire, pentru că, până la urmă, noi am fost la mâna noastră, sau mai bine spus, la piciorul nostru, <laughs> de a câștiga campionatul. Ce cred că ne-a lipsit în momentul respectiv, eu zic că a fost încă experiența noastră ca echipă. Pentru că, clar, chiar dacă multe dintre fetele care erau atunci, în cadrul echipei, poate aveau mai, mult, mai mulți ani jucați împreună. Clar era un concept nou, un alt stil de joc, un antrenor nou, jucătoare noi și până la urmă, nu e așa de ușor să ajungi să închegi o echipă și să, să joace. Și în comparație cu Clujul, clar noi eram un minus mare la capitolul experiență, pentru că ele aveau atâția ani și au atâția ani de când joacă împreună, aceleași idei de joc. Uh, și eu zic că asta a fost cel mai mare minus și cred că asta, asta cumva ne-a tras pe noi în jos să, să, nu câștigăm în momentul respectiv campionatul. Dar în același timp uh, o și văd așa ca pe o învățătură, pentru că până la urmă Uh, ok, nu ai câștigat campionatul, dar dacă tu ești sincer cu tine și stai și te analizezi, îți dai seama de lucrurile pe care nu le-ai făcut bine sau pe care nu le-ai făcut deloc și ce poți să faci să schimbi la tine ca să poți să influențezi din bine jocul echipei și tot ce ține de, de echipă. Uh, clar, față de... de de sezonul trecut, s-au făcut schimbări foarte mari în cadrul echipei. Au plecat jucătoare, au venit jucătoare și, uite, că deja lucrurile s-au legat chiar foarte bine, aș putea spune. Și nu știu dacă se, se aștepta lumea la acest lucru, pentru că, cum am zis, au plecat un număr de jucătoare foarte mari, un foarte mare și. Uh, cumva cred că se aștepta lumea să, să fim cumva în josul campionatului anul acesta uh, Dar uh, lucrurile chiar consider că au mers bine În cadrul echipei totul e foarte bine Adică de la atmosferă, la joc și lucrul ăsta contează foarte mult Pentru că uh, în primul rând tu dacă îți creezi o atmosferă bună în cadrul echipei Clar, bine, și cu uh, experiența acumulată din uh, înfrângerile, uh, egalurile, victorile de, se de sezoanele trecute, cum la urmă nu e doar sezonul trecut, uh, au adus cumva la rezultatul uh, uh, din prezent. Dar uh, clar, mai e mult de muncă, adică noi ca și cum, cum suntem noi acum în prezent, e gata, deja suntem campioane. Uh, totul ține la fel, ține de noi, de picioarele noastre și de de tot ce ține noi, de creierul nostru. Chiar aia vreau să te întreb ce simți, cum simți anul ăsta lotul, având în vedere că na, toate schimbările, așa cumva s-a legat, parcă a fost anul resuscitării la poli. Și la echipa de băieți, și la echipa de, de fete a fost schimbare destul de majoră în fiecare lot. Da, să zic că pentru noi se pare că această resuscitare a fost un ca un așa impuls, ca și cum ca și cum ar fi fost o trezire la nu știu, la, la viață. Da, nu știu, ți-am zis, nu știu câți oameni se așteptau, doar că noi am știut ce vrem, până la urmă e deja al treilea an de când suntem jucătoarele care jucăm împreună ideile lui Mirel, conceptul pe care el l-a adus aici și până la urmă eu zic că toate lucrurile astea au adus la ceea ce, ce se întâmplă astăzi. Acum, vedem. Urmărește uh, pagina de Facebook, te uiți peste comentarii. Uh, da și nu, adică nu te gândi că intru pe pagină să văd ce comentarii sau așa. Doar dacă dau scroll, mi apar acolo și le citesc, dar uh, nu. Nu pot să spun că asta fac. Uh, Mă duc să intru să văd ce comentarii. Sunt convins, adică clar sunt și comentarii răutăcioase, clar sunt și comentarii pozitive, dar până la urmă e exact ce am discutat noi mai devreme. Mm. Dacă stau să mă uit peste comentarii și să zic, mamă, ce a zis ăla despre mine sau despre Mirel sau despre echipă, ce am rezolvat? Că n-am rezolvat nimic. Exact. Uh, Meciul din weekend a fost așa o revanșă? Mm, nu știu. Dar dacă... nu l tratat în... Eu nu, nu cred că niciuna dintre noi și nimeni din cadrul echipei l-a tratat ca fiind o revanșă. Noi ne-am ne -am pus în aplicare ce am lucrat, știm ce vrem de la echipă, știm ce vrem de la noi pe să se întâmple anul acesta și sunt convinsă că fiecare meci o să fie tot așa cu, cu scântăi, scântei, pentru că... Clar, eu zic că ăsta este stilul nostru de joc, pe care l-am abordat foarte bine, și așa putem să, să câștigăm poate chiar fiecare meci. Aveți victorii pe linia? În ultimele. Da, victorii în ultimele cinci etape, da, cinci 5 etape, 5 meciuri. Pentru că da. sunteți cu 9 puncte Avanz, față da, de, de locul 2. dar asta nu da, da. ați câștigat pe, sau n-ați pierdut niciun meci. Am, am, am pierdut, am, potri, am pierdut împotriva farului. Ok. O, împiet, um, da, cred că doar împotriva farului am pierdut. Să a avut și în care ați întors. Am întors, da, când a fost la pauză 2-0 și am întors. Da, o, un amalgam de <gânghe> sentimente, da. Chiar a fost un, un campionat regulat intens și... Sunt convinsă că așa o să fie și acest play-off pentru că până la urmă s-au calificat în play-off cele mai bune, patru echipe. Uh, și eu cred că lucrul ăsta îți face să fie bine pentru toate echipele și pentru jucătoare, pentru că clar, nivelul uh, fotbalului și al intensității o să fie la cel mai înalt nivel. Și cred că doar așa putem să ne dezvoltăm noi ca jucătoare și ca echipe. Deci, voi acum mai aveți șase meciuri de disputat? Uh, nu, mai... Deci o să se Sau joace... care e sistemul? Spre mea. Deci trebuie să se joace tur-retur, tur-retur. Deci o să mai jucăm patru meciuri cu, câte, cu fiecare echipă. Deci 16. Da. Uf, multe. Da. Destul de multe jocuri. Păi să vă, să vă țineți strike-ul ăsta de 5 să se facă din ce în ce mai mare. Da, noi sperăm să fie așa cum vrem noi. Clar, o să fie o boseală mare. Acum apar și meciurile din cupă, s-a schimbat sistemul și la... Eu și în cupa României, dar vedem. Pentru noi, amândouă sunt importante, clar. Adică noi, ca și cum ne axăm doar pe campionat și cupa nu ne interesează. Acum vedem cum o să fie tot parcursul. Și campioana... Ce facem mai departe? Cum... Merge în Champions League preliminarii bănuiesc da, sau... Da, preliminarii, s-a schimbat oricum, că văd că oricum s-a tot schimbat și sistemul la Champions League la fete, da, din câte știu preliminarii, cum a fost și anul trecut sunt cumva, da, grupe se formează o grupă în care se trage la sorți, care este echipa gazdă sunt, e grupă de patru echipe, se joacă tip finală, semifinale finală. Am înțeles. Da. Și doar primul loc merge pe Europa? Sau este și cumva echivalentul a Europa League sau așa mai uh, Nu, încă nu s-a... Din câte am înțeles o să vrea să se facă o competiție tip Europa League și pe fotbal feminin. Nu știu exact din ce an și cum o să fie exact, dacă o să fie structurat exact cum e la băieți. Dar știu că pe viitor o să se uh, creeze și liga asta la Europa League la, la fete, dar încă nu știu exact de de când? Oricum, cred că ar fi uh, din nou o sursă bună de dezvoltare, pentru că și de acolo ar veni niște da, bani. Da, 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 clar, la cumva și... tu uh, și uh, influențezi echipele să poată să investească mai mult și să vrea să uh, joace în, în uh, competițiile respective, pentru că tocmai, până la urmă, uh, îți vin niște bani importanți din acele competiții. Dar. Clar, o să se dezvolte și mai mult. Nu, nu Sunt convinsă că nu se oprește doar aici. Adică, cum s-a făcut acum și la Națională. La, la, da, în cadrul echipelor Naționale Feminine, Nations League. Deci, da. clar, o să se dezvolte mai mult și pe fotbal feminin. Și câștigătoarea cupei nu are acces în, în Europa, nu? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Nu e. Nu e legată. Nu. No. Ciudat. Da. Momentan. Momentan, cine știe. Hai vreo... că ușor, ușor. În vreo 5 ani, cine știe. E bun. Știu că de obicei nu se răspunde la întrebarea asta, dar care e obiectivul pe anul ăsta? Campionatul și Cupa. Ok. Ambele? Ambele, da. Ok. Bun. Acum tu-ți propui niște obiective vezi, pe care ajungi să-ți le îndeplinești la, la final. Totul ține de... Bine, tu faci să țină cât poți de tine, dar și să influențezi ca oamenii din jurul tău să poată să ajute la îndeplinirea obiectivelor tale. Îmi place determinarea și pe ăsta și siguranța. <coughs> Foarte fain. Am 5 uh, întrebări fulger. Trebuie să alegi fără explicații. Mă, Marta sau Megan Răpione? E Rapino. Rapino. Rapina. Așa, m-am făcut de râs și asta. Eu, poți să, dacă vrei, poți să... e ok. Nu, nu, nu. Nu tăiem. Mai ales eu, nu. Pizza sau burger? Pizza. E bun. Sam Kerr sau Alexia Butelas? Alexia Butelas. O zi la spa sau un meci de Champions League? Am două. Aitana sau Vivien? Vivian? Aitana. Ok. Bun. Mai salvat că nu mai știam numele. La ce fotbal se uită Teodora? La toate tipurile de fotbal. Chiar televizorul e pornit în continuu pe fotbal. Că nu-i fotbal, sunt filme pe Netflix. <laughs> Un campionat așa mai uh, urmărit de tine? Sau care îți place mai mult? Uh, Spaniei, campionatul Spaniei place mult. Okay. Cauți și meciurile de feminin? Ești în preponderent pe ele? Sau? La meciurile de fotbal feminin mai mult la meciurile naționalelor pentru că e mai dificil cu găsirea site-urilor care dau meciurile din țările respective. În schimb, mă anunță flescorul, rezultatele meciurilor din celelalte campionate. E bine, Care sunt câteva dintre Lecțiile importante pe care le-ai învățat în drumul asta al tău de jucătoare profesionistă de fotbal? Ca niciodată să nu mă, nu mă opresc din ceea ce vreau să fac. Pentru că, dacă mi-am propus ceva, sunt convinsă că eu pot să fac să se îndeplinească acest sau acel lucru. Și, de asta zic că, cred că fiecare fată, vorbind acum de fetele care practică fotbalul, de ele ține, ține totul, absolut totul. Dacă vor să ajungă la un nivel înalt sau cel mai înalt nivel, aici vorbim de fotbal sau de orice alt domeniu, nu știu, meserie pe care vor să o facă sau, nu știu, hobby, orice, ele, ele au totul în mâinile lor. Dacă tu îți propui ceva și vrei să luți pentru acel lucru, poți să să ți le îndeplinești. Îmi place când cineva îmi răspunde și în înainte de a pune o întrebare, că vreau să te întreb ce mesaje le dai <laughs> fetelor sau femeilor, dar cred că am acoperit și subiectul ăsta. Ți-am promis că nu te țin mult. Am ajuns la ultima întrebare și după aia am două, trei surprize pentru tine. Ce mesaj le transmit suporterilor Timișoreni? Fie ei cei care vin la echipa de băieți, fie cei care vin la echipa de fete. Uh, le transmit să fie alături de toți sportivii, în primul rând, Timișoreni, și să vină la noi la meciuri, să ne vadă, să ne susțină, pentru că sunt convinsă că oamenii care nu au fost încă la un meci de al nostru uh, o să rămână plăcuți, plăcuți surprinși și să ne susțin acolo, pentru că eu chiar cred că anul ăsta o să fie anul nostru. Și eu sper și eu îmi doresc în această primăvară slash vară, când se termină. Da, aproape sfârșit de, primăvară. Chiar, chiar, îmi caut un motiv să sărbătoresc. Așa că vă aștept cu nerăbdare. Sperăm. Uh, și așa pe final. Ești din București, ai mers la Cluj, ai ajuns la Timișoara eu vreau să fiu sigur că ceva, ceva cum îți rămâne și nu mai poți să scoți uh, din suflet poli. Dar că ceva care sper că o să fie tot timpul lângă tine este tema noastră. Mulțumesc! Ori la chei, ori la cheia de la mașină, ori... Uh, așa, când scoți din buzunar zici ah, am aici am fost, aici am jucat. Și... Eu am rămas așa din școală că nu-mi plăceau temele. Bă, dar nici cum. Și venind de, și făcând podcastul ăsta, am zis, fai fi atent, ce putere pot să-mi dau. Poți să dau și o temă de casă. Okay. Așa că vreau să-ți alegi un sticker. Okay. Ce sticker îți place ție? Să-l decupezi. Și în momentul în care ajungi într-un loc în care poate doar visai. Mm -hmm. Sau în care ești acolo și zici, mamă, am ajuns și aici, am făcut-o și pe asta. Să-l scoți și să-l lipești acolo să fim și noi pe unde ai fost tu, să rămână și o parte din noi și o parte din tine și să știu că îl ai tot timpul după tine. E așa o temă din asta de casă mai... Uh... Da oh, stai, tot îmi plac. Bine. Ce nu știu oamenii că uh, mov, violet, este culoarea mea preferată, deci asta de dinainte să vin la poli. Deci, doamnelor și domnilor, Teodora Meluță se va retrage cândva în viitor doar la poli. <laughs> Uite, cred că o să iau pe aia cu I love Timișoara. Trebuie să ai faci de gătură cu Și Andrei, dacă mă auzi, poți să vii Ah. Nu puteam să te las să pleci mulțumesc. fără să astăzi, de ziua voastră, mulțumesc. de ziua femeii. Așa că, fi. încă o dată, la mulți ani! Mulțumesc! Uh, și ție, și tuturor uh, reprezentantelor. Îți mulțumesc foarte mult că, că ai venit pentru acest episod special și ultim episod uh, al primului sezon. Te aștept în vară și în vară. Cu cupa, aici. cupa, acolo, exact. Cu, cu ambele cupe, ca da. așa ai promis, da, 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 normal. Și, cu, și cu medalia. Și până data viitoare, uh, mă adresez acum doamnelor și domnișoarelor un uh, călduros la mulți ani, nu doar astăzi, pe 8 martie, de fiecare dată când ajungeți să vă uitați uh, la acest episod, și le transmit și băieților, bărbaților, să mai meargă și să mai zică un la mulți ani sau un mulțumesc frumos pentru tot ce faci, fie că e prietenă, fie că e mamă, fie că e bunică, că e nevoie și merită. Vreau să mulțumesc din nou pe final sponsorilor și partenerilor podcastului nostru, The Film Squad, împreună cu Universitatea Politehnica, Apuseana, care m mă ajută și pe mine, și pe jucătoarele de la feminin, și pe jucătorii de la masculin să, să ne hidratăm, drucheria pentru aceste elemente de decor, uri Studio pentru logo și vizual, Printrec pentru partea de uh, logistică și nu în ultimul rând, C House Milano, care uh, cred că o să-mi țină un pic de companie după acest podcast. Ești și târziu. Mulțumesc din nou și până data, vi data viitoare, Hai, Poli, și te aștept cu cupa. Și eu mulțumesc de invitație, dar aștept aici, așa. Super! è in tutto il mondo